Dumnezeu presară anumite perle în calea noastră în fiecare zi, dacă avem ochi să le vedem. Și încerc de multe ori să-mi fac analiza sufletească, să mă cumințesc, pentru că aceste perle sunt ascunse în lucrurile simple. Dar noi suntem creați să creăm la rândul nostru. Avem inspirație de la Dumnezeu și dacă noi nu vom fi creatori, nu vom ființa. Citesc o carte interesantă, sunt încă sub vraja ei, să zic așa, o carte care m-a luat de urechi puțin, se cheamă A avea sau a fi. Și acum ce ne dorim fiecare în viață? Să avem sau să fim? Și totodată fiind să ființăm. Noi ne-am proiectat, de multe ori ne fabricăm un Dumnezeu după propriile noastre plăceri. Și dacă Dumnezeul meu nu mă ascultă cum aș vrea eu, atunci nu mai e bun cu mine. Ori Dumnezeu vrea să ne modeleze mai înainte. Ar vrea acest material să-l frământe puțin. Pentru că prin acele frământări ies afară impuritățile. Dacă vreți o cheie a apropierii de Dumnezeu, acea cheie este smerenia. Și nu mai slujiți un idol care se cheamă imagine. Să dai bine în fața cuiva. Încearcă să dai bine în fața ta cu Dumnezeu. Artistul este un apostol care nu face nimic altceva decât afână sufletul privitorului. Noi asta facem, născocim lucruri, spunem povești, îi facem pe oameni să zâmbească, îi facem pe oameni să trăiască. Te surprinde Dumnezeu într-un moment în care tu te aștepți să fii bătut. Te ia în brațe și îmi spune, te iubesc așa cum ești. Adică îmi spune, am simțit o dragoste materializată în cameră, care îmi intra în fiecare por al trupului și îmi dădea dragoste. Deodată am simțit acea dragoste divină. Am deschis geamurile și am zis, vreau să văd pomii, vreau să văd lumina, vreau să văd oamenii. Îmi venea să ies pe stradă să iau pe oameni în brațe, erau atât de frumoși oamenii. Nu vă dați seama ce frumos sunt oamenii văzuți prin ochii lui Dumnezeu.